Miere, ceai și produse apicole, nuci, migdale, dar și alte bunătăți au putut fi găsite la un târg al producătorilor autohtone care s-a desfășurat în acest weekend în scoarul Catedralei Metropolitane din capitală. La Iarmaroc au participat peste 80 de femei de afaceri, inclusiv refugiate, care dezvoltă business sustenabil în țara noastră. Aliona Vrabie a adus la târg o varietate de paste. Chiar dacă unele produse pot fi găsite și în magazine, antreprenoarea spune că cea mai mare parte din marfă o vinde la Iarmaroace. Toate târgurile ne dă interacțiunea între consumator și producător. Am căpătat noi clienți care până astăzi nu ne cunoșteau. Iar Mariana Zabrian a venit cu mai multe dulciuri pregătite după rețeta preluată de la bunica ei. Antreprenoarea spune că pasiunea pentru produsele tradiționale bio și dorința de a rămâne în țară au determinat-o să inițieze acasă o mică afacere. Sunt producătorul care pregătește baba neagră în cuptor cu lemne, un produs 100% natural. Toate ingredientele sunt absolut de casă, este o cantitate mică de zahăr. Pentru noi e foarte important aceste târguri, fiindcă nu suntem prin marketuri. Noi practic din aceasta trăim. Putem să achităm salarii. Iar Ina Macovei a adus la târg produse confecționate din lână. Ea spune că o parte din marfă este exportată peste hotare. Produsele noastre sunt exportate în toate țările UE, Italia, Franța, România, cea mai mare parte, și le mulțumim pentru asta. Târgul este o oportunitate foarte bună pentru noi, pentru că noi avem articole din lână care le vindem doar la târg, pentru că în altă parte nu suntem expuși. Iar apicultoarea Natalia Miron spune că târgurile oferă oportunitatea de a dezvolta parteneriate. Facem și parteneriate pentru că cumpărăm de la producători, de exemplu noi avem miere, cumpărăm nuci și tot așa toți producătorii își găsesc la fel clienții printre rândurile noastre. Vizitatorii nu s-au lăsat așteptați. Foarte gustos și foarte bine că se organizează așa târguri. Aici putem și noi să cumpărăm ceva produs la noi acasă, gustos, natural. Mi-a plăcut cel mai mult produsele de casă moldovenești, mă refer la mâncare și la cum ar fi baba moldovenească sau moșneagul, sunt tare excepționale și foarte bine că se promovează. E super fain, poți să alegi chestii care nu le găsim la magazine, pastila de fructe și tot ce este aici. Este excelentă ideea de a vinde produsele astea. Evenimentul are loc al doilea an consecutiv și este organizat de UN Women Moldova cu scopul de a pune în prim plan talentul și abilitățile antreprenoarelor din țara noastră.